Sportul înseamnă sănătate. Acesta este motoul evenimentului sportiv dedicat tuturor amatorilor de alergare. Crosul primăverii, organizat de Primăria și Consiliul Local Slatina. Este un eveniment care anul trecut, la prima ediție, s-a bucurat de un real succes. Sute de slătineni de toate vârstele participând la acest concurs. Așa cum am spus anul trecut, ne dorim ca acest cross să devină tradiție la Slatina. Ne aflăm la cea de-a doua ediție, care va avea loc pe data de 12 mai. Deja am creat un eveniment pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Slatina, ca toți cei care doresc să participe la acest cross să știe că pe data de 12 mai va avea loc, începând cu ora 10, la Slatina, cea de-a doua ediție a crossului primăverii Slatina 5K. Pot participa la competiție slătinenii care au vârsta minimă de 18 ani, doritorii fiind scutiți de taxă de participare. În acest an, organizatorii pregătesc surprize concurenților, noutatea acestei ediții fiind suplimentarea numărului de locuri. Numărul de locuri este de 350 și anul trecut a fost de 300. Am suplimentat anul acesta cu 50 de locuri pentru că am descoperit că există foarte mare interes pentru participanți de a se înscrie la acest cross. Toți participanții vor primi câte un tricou de participant plus câte o medalie de finisher, iar câștigătorii vor primi premii în bani. Iubitorii de sport care doresc să participe la crossul primăverii Slatina 5K 2019 se pot înscrie online pe adresa de e-mail care va fi postată în curând pe pagina de Facebook a evenimentului și pe site-ul Primăriei Municipiului Slatina. Însă înscrierea la acest concurs se poate face chiar și la fața locului în ziua competiției.